Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre refrigerarea peștelui. Păstrarea peștelui proaspăt și răcit se practică vara pe timp călduros. Peștele se amestecă cu gheață fărămițată în bucăți mici și este ținut în frigider sau într-o încăpere rece. Temperatura la care poate fi conservat un pește în asemenea cazuri trebuie să fie apropiată de punctul de înghețare, însă nu mai scăzută decât acesta. Peștele proaspăt și răcit se transportă și se păstrează la o temperatură de cel mult plus 4 grade Celsius și trebuie consumat imediat, astfel se alterează. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare!